începe apare ca să puteți să arătați, de fapt, esența voastră. Eu sunt în această etapă în care fac singură galerie, pentru că vreau să vă spun următoarele lucruri. Dezbaterea aceasta, ideea de dezbatere, este pro și contra o idee. Este conținut efemer contra conținutului care rămâne. Nu este o luptă între reprezentanții echipelor. Noi nu ne definim punându-ne împotriva celorlalți. Spuneai, Radu, că vrei un exemplu. Uite că și pe Facebook există opțiunea asta de stories și eu, dacă nu aș fi avut o abordare strategică în ceea ce privește comunitatea mea, nu aș fi devenit unul dintre liderii europeni de comunități, nu aș fi avut acces la informații și la training din partea creatorului de rețea, din partea Facebook, dacă nu aș fi avut și această abordare strategică pe lângă cea care vine instinctiv și pe lângă cea care vine exclusiv din ceea ce știi tu, din expertiza pe care poți să o dai. Conținutul Everlasting este, deci, mult mai strategic conceput, fără a exclude munca pe care o implică realizarea unui story. Pentru că știm foarte bine că este multă muncă acolo, dar acest story are această presiune a efemerității, cea care era menționată, deci ești obligat, într-o formă sau alta, să crezi constant, zi de zi, zi de zi. Consumul de energie poate fi foarte mare, prin urmare, pentru ca rezultatul obținut din arătarea acestor frânturi de viață chiar să fie unul relevant. În plus, nu toți suntem atât de interesați să avem ceva de spus, atât de interesanți ca să avem ceva de spus în fiecare zi. Iar unii creatori de conținut au un alt nivel de înțelegere al ideii de privacy. Atât de simplu poate fi. Publicul conținutului Everlasting este altul, cred că mai matur, deci brandul și agenția va decide în funcție de asta dacă publicul pe care și-l dorește să îl atingă este prin conținut permanent sau prin cel efemer. Prin urmare, contentul permanent este cel care se va arhiva și la care vom putea reveni oricând, pentru că el, după cum spuneam, poate avea valoare de știință. Mulțumesc! Ce-i frumos!